Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Academia lui Hagi, nebunea continuă. Junior a venit aici la echipă și hei, ce frumos este să-i vezi de aici. Au venit și Cosmescu, desigur, avem aici un LM, un CM, un RB și un portar per moment. Așa sunt jucătorii noștri pe care am văzut așa cu potențial perfect de a aduce la echipă. Problema, desigur, este cu banii și clubul care nu mai vrea să investesc nici măcar un CM. Și cred că dacă aș mai fi să cumpăr pe cineva, cred că m-ar da afară, chiar dacă noi mai avem un oarecare buget acolo, dar na, ce să-i faci, n-ai ce să-i faci. Bun, avem aici un meci important în The Emirates FA Cup versus cei de la Yeovil Town, având în vedere că ne-a și pus acolo în obiective să ajungem până în rundele alea de 32 în The Emirates FA Cup. Avem nevoie de o victorie aici și chiar noroc este la noi acasă, deci... am să mă risc cu un simulate. Simulate. Ai, e pui mei, dar chiar mi l-au pus pe... nu. Ok, în apărare, ok. Vreau să zic că dacă iară mi l-au pus pe Arthur, cred că turbam. Bun, hai să vedem. 3, 2, Kocsis dă gol. Boldrin și Collins, cât că Kocsis ia aici și cartonașul roșu. Ceea ce nu-i bine cu ăla cartonașul roșu, dar cel puțin ne duce mai departe în cupă și asta e tot ce contează. Așa, cred că e ultima oară când îi mai fac niște evoluții acolo la Boldrino, oricum omul ăla totuși per moment titular, îmi scrie goluri, îi crește cota, ar fi cam ciudat să-l scot în momentul actual din training, poate că îl vom scoate pe Bălgrădean, că văd că deja nu e el de evoluat și așa mai degrabă îl punem pe acel jucător, acel portar Cosmescu sau cum îl cheamă. Hai să vedem, Cosmescu, știu eu că îl cheamă și exact Cosmescu și îl cheamă și văd că aici ce dracu s-a întâmplat. Ioi, mergi de la de cupă și mi-a aruncat pătăți aici, am întrebat asta, văd asta, dar ce se întâmplă aici, de unde este atâția oameni în, acolo jos, bun. Așa, hai că l-am scăpat pe Kocsis, că a luat nebunul cartonașul roșu, bătău și mă Kocsis ăsta, mă. Ok, avem aici un meci iarăși de cupă versus cei de la Shrewsbury și eu zic că putem face o victorie aici, chiar dacă este în deplasare, dă Doamne să reușim să câștigăm. Da, auto replace, bla bla bla, hai băieți să înceapă meciul, vreau victorie, vreau aici o victorie clară și decisivă, da, 2-1, Boldrin și Collins, bravo băieții, bă, vedeți-mă pe Boldrin ăsta, mă rog, aca poreclitul Boldrin, foarte bine, Boldrine, ăla-i, acest Banton și Boldrin, frate, fac tot echipa și chiar și Collins, din când în când își mai amintește că are un picior și ia-mă că mai dă și goluri. Bun, ia să vedem aici cu rezervele astea accidentat, îl vom pune acolo totuși pe McNerney ăla. Așa, în rest, ok, aici o să-mi am jucătorii de la club și acolo se am pe tinerii noștri, bravii noștri războinici, care în curând vor evolua, încă n-are rost să-i bag pe teren, că mai au un pic de evoluat. Bun, direct match, dar stai un pic, că mi-s apărătorii obosiți, mă nene, mă, stai să-l pun atunci pe ăsta, pe McNerney acolo, și poate-l scot și pe Manea și-l pun pe ăsta, că... Na, cu apărarea chiar nu este de joacă, cu apărarea nu e de joacă, avem aici un meci împotriva celor de la Barnet. Văd că nu sunt top 6, m-aș risca aici, mai ales că la noi acasă, m-aș risca aici acum simulate, hai să vedem de ne iese. Hai simulate-ul versus Barnet, hai te rog, 1-1, 1-1, nașpa, Akinde, ne-a dat gol Akinde, vai, bun. Hai să scoatem atunci pe Bălgrădean, îl voi pune pe Cosmescu aici în locul lui Bălgrădean, desigur se evolueze tânărul nostru portar. Așa, Manea continuă, Matei acolo, bun, și Varias acolo și totuși desigur Boldrin să continue și el așa. Foarte bine, foarte bine, băieții mei, evoluează aici aia non-stop, țaca, țaca, perfect, ia ce bine, oi, Varias, ăla-i mă, nene, mă. Bun, și Cosmescu acolo, bun, cine știe, poate Cosmescu va fi următorul Mocanu, numai că numele ăla plus numele ăla de Mocanu,
portar și să nu uităm de barba lui, bă, greu mai găsi un asemenea jucător. Oricum avem aici un match versus cei la Cambridge și la Cambridge când am văzut că erau pe aici, pe undeva în topuri, au pierdut meciul pe locul 11. Dar este meci în deplasare și am să joc acest meci. Știu că ăștia pot să fac aici așa o surpriză și prefer să nu fac surpriza asta versus mine, deci normal că voi juca acest meci. Așa, asta că mă și fac schimbările. Foarte bine, băi, de chiar de-abia aștept să mai evoluez odată jucătorii ăștia tineri. Și băi, una, două, îi bag pe teren. Aoleu, m-am băgat în simile. Dar știi ce? Simulate! Să vedem ce va fi. Și este victorie! Banton, două goluri. Hai, bă, din greșeală am dat pe simulate. Na, vezi, mă, ce noroc e, mă. Bun, Boldrin să te evolueze. Așa, Cosmescu, aia, țaca și Manea. Foarte bine. Manea mai evoluează acolo un punct în overall. Oh, vai, ce jucător o să scoatem noi din Manea. Bun, ia să vedem aici jucătorii, încă desigur, ia la Mane a crescut cu 23% procentajul, 3 puncte în overall, 1.200.000 de euro valorează acest jucător, ceea ce pentru clubul ăsta, ia chiar și Varias, 130.000, aici Boldrin, desigur, 825.000, văleleu. Bun, avem aici un match versus Plymouth Argyle, care clar, 100% îl jucăm, că e echipă bună și văd că e în formă aia, că joacă bine, e pe poziția 3 sau 4. Bun, hai să jucăm meciul ăsta și să-i batem, să scoatem untul din ei. Bun, match aici versus Plymouth Argyle. Ha, o echipă bună, echipă care se ține aici în top 5 echipe, deci da, care noroc este la noi acasă, deci avem un oarecare avantaj terenul nostru propriu. Și nu-l mai avem pe Arthur pe teren, așa numitul Balotelli al apărării. Ia să vedem aici, foarte bine, hai Boldrin, Banton aici, foarte bine, sprintează Banton, aia am crezut că merge mai departe Collins și se aruncă așa mingea să dea gol, dar e pe naiba, dintr-o dată l-am văzut când frânează fix atunci, merea și pasa, aoleo, hai Boldrine, foarte bine, aoleo, sunt piedecat la acolo, dar oricum a fost prea aproape de portar, nu-i bai man, nu-i stres. Totuși, parcă aștept să vină perioada de transferuri, dar totodată nu, în sensul în care nu știu dacă voi putea transfera jucători, că na, clubul ăsta e cam foarte strict cu banii, doar dacă vom vinde și cred că voi vinde anumite rezerve pe care le avem acolo, mai ales portarii, că avem pe Cosmescu, lăsăm numai pe Bălgrădean și pe Cosmescu. Și desigur mai vindem acolo niște rezerve care oricum nu le joc eu, dar le-am lăsat gen bă, nu se știe niciodată când e cărnajoșul sau ce se accidentează un jucător, hai să fie, știi? Dar acum că avem acești jucători, patru jucători de la Academie și Snaș români, mai degrabă îi păstrez pe aia, chiar dacă poate că în momentul actual fără antrenamente sunt mai slab decât rezervele care vreau să le vând, prefer să-i lăs pe aia acolo, știi? Și așa dacă vând aia, poate mai intră niște bănuți, mai scade salariul, țaca, poate că reușesc să strecor un transfer. Poate dade. Bun, începe aici repriza a doua versus Plymouth. Nebunea continuă, este 0-0. Două echipe care aș putea zice că sunt foarte echilibrate, chiar că se mânăm bine și în apărare și în atac. E așa foarte echilibrat acest meci, chiar că miroase a egal pe aici, dar dade, mă înșel și reușim să scoatem o victorie. Dar totuși, hai să vedem, începe aici repriza a doua, recepe în forță. Totuși, Boldrin a avut acolo niște șanse, dar numai n-a reușit să finalizez, din păcate. Și n-a Collins, din păcate, nu-i tare bun în atac, e tare lent, e tare greoi, nu tare îmi place. Ar fi fain, ar fi mega fain dacă aș găsi la Academie un ST, un junior de ăsta pe ST. Numai că e un lucru foarte ciudat la Academie, de foarte multe ori îți pică poziții de astea de winger, GNL, MRM, portar, de ce nu, RB, dar greu îți mai pică ST, de exemplu, nu, cel puțin în perioada asta, cât timp am mai jucat eu cu Academia la Wolverhampton, ia chiar, un exemplu la Wolverhampton, peste aproape 100 de episoade, nici nu știu dacă am prins un ST la Academie, în sens ST, deci acolo se scrie aia, bă, n-am prins, mă, nene, mă. Am o dade, vom prinde acum. Dade. Și ce ciudat că toată lumea când începe să joace fotbal, nu cu toții ne dorim să fim atacanți. Și ce vreau să zic, e bizar parcă. Dar, hei, lasă, nu-i bai. Oricum, acum mă bucur că am pe aici pe Bălgrădean,
care pe moment își joacă acceptabil pentru această ligă și cine știe, mai acolo ca rezervă va fi Belea. Na, odată ce evoluează Cosmescu, desigur. Bun, bun, bun. Nu-i bai oricum să vedem dacă în liga următoare, deci în sezonul viitor, liga următoare e tot acolo, așa, dacă clubul ne zice, băi, ok, hai că dacă tot am promovat, puteți să băgați și voi mai mulți bani în echipă și să transferăm niște jucători, un Cheșer, un Rusescu, un Tiki-Taka, un Țaca-Țaca, știți voi ce vreau să zic? Un jucător adevărat, mă, că până am, na, nu ne-a lăsat, că e greu cu banii. Aoleu, ce șansă, ce șansă pentru Banton, dar n-a reușit să facă acolo meciul. Ai, ce păcat! Ce păcat, ăla ar fi fost un gol, fai, la fix ar fi fost golul ăla, dar, na, așa a fost meciul, mă, tă pe lângă. Aoleo, opa, Banton, foarte de bine, Banton, ai, ce bine apărat-o portarul, ai, mâncă-mi, ai cucuruzul. Bine joacă portarul celor de la Plymouth, dacă au prins-o fără probleme. Bun portar au băieții ăștia, McCornick, ok, ia Young, ui ce obosit, chiar că trebuie să fac niște schimbări, chiar mă tătui de schimbări, că nu mai scoaci Milan aici, aici scoa Academia, oh vai. Și totodată, dragi prieteni, am uitat să vă zic, asta vreau să zic, cred că două episoade, că vreau să fac Academia asta, seria asta de Academie, o serie zilnică, deci zilnic să fie cu Academia, având în vedere că e mult de lucru aici, mult până evoluează jucătorii ăștia și... Na, e o nebunie față de Milan, de meciuri grele, bă, transferuri grele și să-mi fut una odată ăștia gol în minutul 82. Hai, mă, hai de pula mea, fii atent, Bălgrădean, ce mă, ești majoretă? Fii atent la Bălgrădean, parcă s-o speriat de minge, mă. Hai de capul meu, Bălgrădean, te-ai speriat de minge. Bun, hai să scoate pe Kocsis. Ce-mi dracu să mai fac aici apărarea a doua dracului, că deja oricum ne-a dat un gol. Băgăm pe Roberts în locul lui Payne și ne rugăm să rușim să dăm un gol. Chiar că acum și dau ea. Să-mi dea all out attack, băieții, nu vreau să pierd cu Plymouth, mai ales că știți, pe locul 3 sau 4, am uitat, mă. Am dat prea repede play și nu m-am uitat dacă sunt cu 3 ăștia sau pe 4. Oricum, la el, dacă ne bat pe noi, scădem mult în clasament. Și în momentul actual, cred că pierdem. Adică una, două, trece timpul, minutul 86. Ce să-i mai faci? Vai. Nașpa. Mă, mă disperă când îți dă gol în ultimul minut, e urât, dar măcar de data asta nu a fost autogol. Na, o da gol ăia, aia e, o da gol, ori câștiga. Opa, sau nu? Giallo, pasă bun aici către Boldrin. Ai, mă, Banton! Ce faci, fiu pis diploi, băga-mi aș pula în măta, ce faci, mă? Băi, pasă-o fă bună. Eu ajuns la Banton, la picior și Banton. Băi, n-au putut să fac un stop, mă. Hai să-mi se șute din prima. Incredibil. Șansa noastră să ne revenim acolo a fost a lui Banton. Și stai că mai vreau să văd. Nu mi-arată acolo ultima fază a lui Banton. Nu, mi-arată numai golul ăla. Aoleo. Ai, ce nașpa, mă. Puteam egala acolo. Și n-am făcut-o. Fai, mâncă-mi curu. Nașpa la training-ul ăsta, că tot timpul trebuie să stai acolo atent la număr, că parcă, nu știu, dacă se schimba culoarea, că era în 16, dacă se schimba culoarea, știi, era mai fain. Și cum ziceam, Plymouth erau pe locul numărul 3, sau nu știu ce naiba, acum noi suntem pe 4, na, nu trebuia să ne bată Plymouth, totuși Portsmouth, care totuși și cea mai bună echipă din liga asta, m-am uitat acolo înainte să-mi încep cariera. Și ești cei mai buni având în vedere na, bugetul, echipa și tot ești cam peste toate echipele de pe aici. Dar oricum mi-am vrut o provocare și vreau, am și vrut o echipă unde desigur să pot să joc mult, mult, mult acești juniori odată ce desigur evoluează. Și ușor vor ajunge în momentul și în punctul acela unde vor începe să fie pe teren.
Dar în momentul actual, din câte se și bine vede, n-au unii de 5-3 overall, unii de 50, 5-3, 4-8, hai măcar să fie la 60 dacă ar fi, știi? Atunci aș pune. Bun, avem aici un match versus cei de la Crew Alexandria, match în deplasare, periculos match-ul, dar totuși ce m-aș risca cu un simulate. Ah, dar nu știu ce să zic, băgamiaș. Hai că jucăm, hai, tot dracului, hai băieții, hai victorie, aoleu, 2-2, băca mea, 2-2 cu Crew Alexandria, nasol rău de tot, quarterfinal, stai un pic, ce? Quarterfinal? What? Ce, deja am ajuns? Uai, am ajuns așa de departe, mă, wow. Avem aici un match împotriva celor de la Burnley și a jucat match-ul ăsta dacă e quarter final, băi, ești nebun? Oaleleu, hai să jucăm match-ul ăsta, mă! Iui, și totuși Burnley, o echipă pe care am putea o bate. Numai că am mult de sigur trebuie să fac schimbările astea, că mulți jucători sunt obosiți, accidentați, vai ce aici. Hai că pun și jucătorii ăștia a noștri de la baza de juniori aici pe teren să se mai deseze. Matei, eu aș putea pune locul ăsta deja. Aha. Și Gheorghiu. Gheorghiu. Ok, stai un pic, că totuși mai degrabă îl bag pe Garnet. Să nu pe Garnet, pe Davy ăsta, că îmi trebuie și un apărător mai fresh. Așa. Și bine a fi, hai. Au, da, să-l bag pe tren. Ups. Bun, hai, Mania, îmi pare rău, dar nu, ești obosit. Tenem trei jucători aici foarte fresh, așa, pregătiți de război. Trebuie să trecem mai departe de Burnley. Uai, ce nebun iar. Bun. Match aici versus Burnley în această cupă. Și totuși m-am ajuns aici în semifinale, mă. AFL Cup. Ha, chestia că nu cred că vom reuși să câștigăm cupa, că am văzut acolo și pe Manchester United și alte echipe grele, dar bă, totuși dacă reușim să avansăm cât mai mult să avansăm în cupa asta, ne-ar aduce bani și oricât de puțin, bă, ne ajută, mai ales că îmi crește mie punctajul ăla când acum am salariile mari la jucători, știi? Ne mai bagă niște bani în club, oricât de puțin și 50.000 de euro bani la clubul ăsta, deci da, hai să strângem cât mai mulți bani. Cât mai mulți bani. Ok, hai băieții, tiki-taka, țaka, țaka, deja ia, mă, începem aici în cupă, pe bancă de rezerve avem un jucător de la baza de junior, poate că l-a și băgat pe tren, numai să văd exact cum jucăm, cum evoluăm, dacă ne mere foarte bine, normal că îl pun pe tren, dacă ne mere foarte rău și nu mai avem nicio șansă și atunci îl bag pe tren, că etena. Dar dacă e gen egal și strâns, atunci nu cred că o să-l pun pe tren, că na, ne trebuie jucători care să facă diferența. O, de fur acolo, bine, s-o înfipt bine, ca și Vlad Țepeș, știe el unde se înfigă. Bun, începe aici repriza a doua, încă este scorul 0-0, CC, na, totuși, versus echipă ca și Burnley, mi se pare foarte bine, dar am avut acolo o șansă cu Boldrin, dar de fapt nu a fost chiar așa mare șansa, că s-o arăt, deci... Totuși, în formă maximă astăzi, Bălgădeanu! Hai, mă! Hai, că nu-i vina lui, dar băga mea șpula în bagurile astea de FIFA, frate! Că nu-i vina jucătorului, nu-i vina nimănui, bă, dă-o în pula mea, mă! Dă-o în pula mea! Ce dracu, mă! Nu s-a împiedicat Bălgădean de acel apărător și nu a putut să se ridice, fii atent! Ia, pac, pică ăla! Și acolo uite-te la Bălgrădean și la ăla, mă. Ai de capul meu. Ai, bă, deci bagurile astea, bă, n-au ce căuta, mă, în FIFA, mă. Dă, o, dracule de treabă, mă. Să pice apărătorul peste Bălgrădean, ok. Dar ca Bălgrădean să nu se mai poată ridica, să mă rog, portarul, să nu se mai poată ridica din cauza fazei alea, dă, o, dracule de treabă. Și așa mi-au scris ăștia un gol, mega ușor, mega pui mei de treabă. Dar, na, ce să-i faci, na, dacă jocul te omoară jocul, nu Bălgrădean e de vină, ci jocul, că dacă el stătea în picioare, eu cred că o apăra și pe aia, că până acum a fost într-o formă chiar foarte bună acest Bălgrădean, bă, deci chiar foarte bine s-a ținut,
Bun, hai că voi face prima schimbare, îl voi pune pe Matei de la junior aici și între timp, nu știu, un atac parcă aș mai face o schimbare, aș de Banton, LM sau Cam. Îl punem acolo pe Collins, n-am ce face, îl punem pe Harold, așa că el este rezerva noastră de atacant. Avem nevoie acolo cea fresh în atac și da, de va face el diferența. Și hai să dăm aici un corner pentru cei de la Burnley, un corner important și periculos pentru ei. Atât pentru noi periculos, pentru ei important. Bun, hai că am reușit să scăpăm. Oh, nu, Boyd, nu Boyd, aia! Ui, cum atacă ăștia mai nou, vă leu. Hai băieții, încă se mai poate. Da, mai reușim să mai dăm un gol așa prin nebunie, prin noroc, prin cea magie. Ultimele minute aici, minutul 87, intră Varia asta în locul lui Banton. Am zis că dăm încolo, cred că pierde meciul ăsta, așa că mai degrabă, oricât de puține minute, mă, ca să-l mai odihnesc un pic pe Banton, că avem nevoie de el în campionat. Și l-am pus desigur pe celălalt jucător român, așa de la Academie, pe Varias. Bun, hai să vedem aici, hai Grădeane, cine știe, oare reușim să facem ceva așa în ultima secvență, un gol în ultimul minut? Nu prea cred, aici și Gunderson, Goodmanson, foarte bine ține de minge acolo. Ia Payne, nici nu mai are bara aia de stamina. Și se termină meciul, câștigă și merge mai departe Burnley. Gol înscris acolo dintr-o gafă incredibilă. Nu știu ce s-a întâmplat acolo între Bălgrădean și apărătorul respectiv. Și da, hai să revedem din nou faza. E aici Bălgrădean, pică la, se împiedică Bălgrădean de ăla și de-abia se ridică. Și apoi înscriu ăștia golul. Oh, oleolo, mamă, și când zic ăștia la FIFA, știți, trailerele alea, zice, am făcut jocul mult mai bun și mult mai realist decât anul trecut. Jocul nostru este mult mai realist, simțiți jocul. Între timp, te trezești cu o fază de asta care n-ar trebui să fie într-un asemenea joc și așa de scump jocul. Hai, dă-o dracului de treabă. Dar, na, aia e, ce să-i și faci, n-ai ce să-i faci. Varias, totuși, acest Varias tinde mai mult totuși spre mijlocaș decât spre atacant. Dacă ne uităm aici, aș scrie că i-ar place și CEM. Poate că am să-l țin puțin mai mult așa ca și apărare atunci. Păi mai ca și mijlocaș. Știți, de exemplu, unde joacă Payne. PLM slash CM, știți, poate că aici ar juca foarte bine acest Varias. Din păcate, dacă aș putea schimba numele din Varias în celălalt nume, că, na, dar nu prea sună românesc să zici Varias. Dar, na, oricum, ia-mă 5-4, cât de cât joacă bine. O să facem niște schimbări chiar acum, pe ăsta-l scoatem, chiar că Matei foarte bine s-a ținut, dar punem pe Varias aici. Jalo ăla chiar joacă bine, nu pot să-l scot în momentul actual. Dar da, hai să vedem ce mai fi. Hai să trecem mai departe, să vedem cât de bine și revin jucătorii până la următorul meci. Uai, numai 3 zile și iarăși meci de cupă. Aoleo, jocul ăsta te omoară, mă. Bun, să vedem, nu ne-au venit niște bănuți din cupa aia, chiar dacă am ieșit. Iau, sunt niște update-uri aici legate de juniori. Manole 47, 65, nu, reject, 65, 87, creangă, creangă, mă, ca și poetul nostru, băi, creangă, hai că-l iau, pentru numele ăla îl iau, creangă, dă-o dracul, creangă. Cât de tare asta, cât de tare asta, dar ia că nu mi-apare aici nicio fază de aia de bani sau am șters eu din greșeală. Da, mă rog. Na, bun. Ok. Aici o să fie un match în DFA Emirates Cup, care desigur avem nevoie să trecem cât mai departe, să ajungem cel puțin în runda aia de 32. Deci ar trebui să trecem mai departe de cei de la Charleston, că na, așa ne-au pus... Ia mă, top scorer, să ia acolo și Cociș. Aici, desigur, ne-au pus la meciul ăsta de cupă, ne-au pus acolo să, băi, trebuie să faci treabă. Și ar fi fain să reușim la asta la cupă, să ajungem până la runda 32. Că, na, m-ar mai ajuta la overall, că din câte bine vedeți overall-ul nostru, 72. Nașpa rău de tot să ai overall-ul ăla mic. Poate că am în perioada asta de transferuri, trebuie neapărat să vând și să văd exact
cum am să procedez. Pac, pac, țaca, țaca. Na, aia e, vedem noi cum ne vom descurca, vedem noi cum ne descurcăm. Până atunci, hai, nu uitați de like, subscribe și desigur ne auzim pe data viitoare. Numai bine, bye bye!